construit în anii 50 după un proiect tip folosit și la alte construcții din țară cu iz stalinist, Teatrul de Vară a reprezentat la acea dată pentru cartierul cu același nume o necesitate, având în vedere numărul redus de săli de spectacole și de cinematografe de la acea dată, când populația Giurgiului număra 30.000 de suflete. Astfel că în scurtă vreme a fost înălțat acest edificiu cu scena acoperită, garderobă și anexe, publicului fiindu-i destinate bănci în aer liber pentru care erau plătite bilete. Într-un spațiu liber la începutul anilor 50 s-a construit, după un proiect tip de factură stalinistă, un teatru și în același timp loc unde se puteau face proiecții cinematografice, adunări populare, într-un cartier nou, cartierul construit în vremea lui Carol al II-lea și care reprezenta extinderea orașului dincolo de limitele lui tradiționale. În apropiere aici era celebra barieră, deci intrarea în oraș, și, iar dincolo de cartier nu mai era decât oborul de vite, respectiv acum mai bine de o jumătate de secol nu era atâta populație în această parte a orașului. A funcționat cu scop cultural și cu scop propagandistic pentru regimul de atunci, până după 1990. În anii 90, Teatrul de Vară a intrat în administrarea Casei de Cultură și în scurtă vreme s-a pus lacătul pe această clădire, care nu mai servea cerințelor culturale locale, și de atunci a rămas abandonată de autorități. S-a dovedit a fi nerentabil, ineficient, nu a mai fost folosit, a fost lăsat în paragină și astăzi avem încă un loc uitat în plin oraș cu un teren care ar putea fi mai bine folosit și, spre deosebire de alte edificii care au fost lăsate de multe ori cu bună știință sau și cu rea voință pentru a se dărăpâna și a elibera terenul, opinia mea este că niciun proiect de reutilizare a construcției inițiale nu este rentabil și nu se justifică. Deci, cred că trebuie demolat acest vestigiu care nu are nici valoare arhitectonică sau de altă natură.